Bună seara! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre ce înseamnă un om pasiv-agresiv și cum anume putem să identificăm și, bineînțeles, să facem ceva în privința persoanelor care sunt pasiv-agresive față de noi. O persoană care are un comportament pasiv-agresiv ne va face să ne simțim clar lipsiți de apărare, ne va da un sentiment de disconfort și cumva ne va spune ce anume nu este în regulă cu noi, dar toate aceste lucruri vor fi împachetate într-un limbaj, să spunem, dulce, drăguț, amabil, după ce ne aduce persoana respectivă, nu știu, acuzația respectivă legată de felul în care suntem noi, la sfârșit ne spune că ne apreciază foarte mult și că ne iubește sau pur și simplu ne spune: eu nu am nimic personal cu tine, însă eu cred că tu ești o persoană jalnică, dar nu am nimic cu tine. Ideea de comportament pasiv-agresiv este una lipsită de responsabilitate, pentru că în viață trebuie să te hotărăști dacă îți place ceva sau de cineva sau dacă nu îți place. Persoanele pasiv-agresive sunt de tabăra celor cărora nu le place ceva, însă pentru a nu își asuma responsabilitatea părerii care decurge din a fi de o parte sau de alta, acestea preferă să transmită mesajul extrem de confuz și în același timp vor să rămână într-o zonă de amabilitate. Aceste persoane folosesc apelative drăguțe, de exemplu, atunci când ți se adresează, însă mesajul lor este unul extrem de răutăcios. Și trebuie să fim foarte atenți la acest tip de persoane. Sau, de exemplu, ne întâlnim cu cineva și ne spune: vai, arăți extraordinar, dar tu ai, și spune, o anumită vârstă, deși persoana respectivă clar știe că nu avem vârsta respectivă. Sau ne întâlnim cu cineva și ne spune: ai fi atât de drăguț dacă nu ai face lucrul ăsta, dacă nu ai arăta așa. Deci sunt foarte multe metode de a transmite un mesaj care la bază este plin de frustrare, supărare, enervare, dar aleg aceste persoane să îl transmită într-un mod în care poate fi interpretat de interlocutor drept, să spunem, deloc ofensator. Până la urmă, cuvintele noastre sunt niște arme pe care le folosim în primul rând împotriva noastră. Atunci când alegi să fii răutăcios cu cineva, alegi în primul rând să fii răutăcios cu tine. De ce? Pentru că, să spunem, persoana respectivă care este victima comportamentului tău va suferi, nu știu, o oră sau două sau o zi, dar își va vedea de drumul său și de viața sa mai departe, pe când tu vei rămâne cu vibrația comentariului răutăcios, a comportamentului abuziv, toată viața ta. Și nu doar că rămâi cu o vibrație negativă, dar ajungi să crești la nivelul corpului tău energetic acest tipar energetic care mai târziu se transformă într-o mentalitate. Deci nu avem cum să fim pe jumătate buni sau pe jumătate drăguți. Fie suntem convinși de ceva ce nu ne place și nu ne convine și avem puterea și curajul și responsabilitatea și onestitatea față de noi până la urmă să-i spunem unei persoane ce anume ne deranjează la ea, dacă ne deranjează ceva. Și o astfel de critică constructivă este chiar de ajutor, pentru că persoana respectivă poate face ceva despre care nu-și dă seama și dacă tu alegi să-i spui obiectiv, mă rog, cât de obiectiv poți, pentru că până la urmă nu există obiectivitate, suntem într-o eternă subiectivitate, pentru că fiecare trăim așa cum suntem în interior. Dar totuși, dacă alegi să-i expui părerea ta unei anumite persoane, părerea pe care tu o ai despre ea, este mult mai sigur să o ajuți sau pur și simplu să-ți lămurești poziția în viața ei, decât să încerci să îi transmiți niște semnale mixte pe care aceasta ar trebui să le interpreteze într-un anume fel și cumva să-și dea seama de faptul că tu nu o simpatizezi sau o antipatizezi, însă cumva ar trebui să-și dea seama singură, dar în același timp comportamentul tău este unul amabil. Deci, amabilitatea, dacă nu are un substrat vibrațional autentic, nu este amabilitate. Este o formă de răutate împachetată frumos și nimeni
nu are nevoie de răutate împachetată frumos, pentru că răutatea nu este o frecvență vibrațională pe care putem să creștem, din care putem să ne luăm ceva. Deci, oamenii care sunt pasiv-agresivi, ei nu trebuie să vă ducă în eroare. Trebuie pur și simplu să știți că dacă cineva este puțin răutăcios sau dacă cineva încearcă să vă facă o observație, dar ea este împachetată într-o formă amabilă, aceasta nu diminuează mesajul pe care interlocutorul vostru vrea să vi-l transmită. Și niciodată nu putem să luăm în seamă un mesaj ca fiind autentic sau constructiv sau pur și simplu de ajutor dacă el vine dintr-un fond care nu este adevărat. Și tot ceea ce nu este adevărat este tot ceea ce e crescut în ură, în frustrare, în răzbunare. Și de asemenea, nu am cum să pretind că sunt o persoană spirituală dacă îi jignesc pe cei din jurul meu sau le fac remarci răutăcioase legate de felul în care aleg să-și trăiască viața, legate de alegerile lor, de orice fel ar fi, de la alegerile culinare până la alegerile personale. Nu am cum să mă consider o persoană spirituală dacă eu nu sunt capabil să respect diversitatea și felul în care cineva alege să-și trăiască viața. Desigur că dacă felul în care cineva alege să-și trăiască viața îmi afectează și viața mea, atunci pot să comunic cu acea persoană despre asta și iarăși aici să comunic într-un mod autentic, într-un mod onest și nu să încerc să-i dau niște hinturi, adică niște indicii legate de ceea ce mă deranjează și să mă aștept ca persoana respectivă să înțeleagă din această abordare a mea extrem de confuză mesajul pe care eu vreau să-l transmit. Avem suficiente cuvinte la dispoziție în această existență ca să putem să transmitem exact ceea ce ne dorim. Și este atât de simplu să le spunem oamenilor exact ceea ce ne deranjează, ne supără, fără să fim răutăcioși. Putem să comunicăm cu ceilalți și să le spunem când nu suntem de acord cu ei, dar nu avem de ce să pretindem că am fi de acord cu ei când pe noi chiar ne deranjează comportamentul respectiv. Și asta ne arată și o lipsă de maturitate față de persoana noastră. Dacă eu nu sunt dispus să-mi asum responsabilitatea față de ceea ce îmi place, ce nu îmi place, față de ceea ce iubesc, față de ceea ce detest, cum mă aștept ca ceilalți să ia în seamă ceea ce eu gândesc, ceea ce eu simt și ceea ce eu spun, dacă eu nu sunt o persoană care se ia în seamă suficient cât să poată să îi respecte pe ceilalți și să se respecte și pe ea însăși. Deci, un comportament pasiv-agresiv nu trebuie niciodată să vă intimideze. Este foarte important să le blocați accesul persoanelor pasiv-agresive la viața voastră, la emoțiile voastre, la trăirile voastre și este foarte important să știți că o persoană pasiv-agresivă niciodată nu va fi mulțumită de niciun răspuns pe care voi îl puteți oferi, pentru că ea nu caută un răspuns. Ea caută să vă facă să vă simțiți mult sub ceea ce ea este și caută să vă demonstreze că voi nu aveți dreptate. Și atunci când scopul unei persoane este doar să-ți arate ție că nu ai dreptate, practic orice formă de a argumenta contra sau de a-i demonstra ceva este în van. De aceea este atât de important să identificăm comportamentele pasiv-agresive și să nu le hrănim și să nu le dăm acestor persoane mai mult combustibil din care ei pot să alimenteze și mai mult acest conflict cu noi, care de fapt este conflictul lor interior, este de fapt lupta lor cu ei înșiși, pe care încearcă să o proiecteze asupra noastră. Totuși să nu îi lăsăm să facă asta și la rândul nostru nici noi să nu avem această slăbiciune și această incapacitate de a nu putea să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce simțim, pentru ceea ce gândim și pentru ceea ce suntem. Și atunci când ne displace ceva sau cineva, să avem puterea să-i spunem că nu ne place. Dacă vrem să facem asta și dacă nu vrem să-i spunem în față, atunci să păstrăm această părere pentru noi și să ne orientăm asupra persoanelor și lucrurilor care ne plac, ne hrănesc și ne aduc până la urmă mai multă bucurie în viața noastră. Pentru că de fapt despre asta este viața, despre a-ți aduce bucurie și a hrăni lucrurile care îți fac viața frumoasă și nu pe cele care îți fac viața mai puțin plăcută sau chiar negativă sau dramatică.